Consumul de droguri a devenit un fenomen tot mai dificil de gestionat în ultimii ani, în special în rândul adolescenților. În acest sens, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, condus de Natalia Intotero, a demarat o campanie amplă de informare și prevenire la nivel național, intitulată Fără bariere, tot adevărul despre droguri. Prin intermediul acesteia se dorește ca tinerii să fie corect informați cu privire la riscurile la care se supun dacă aleg să consume droguri. Astăzi, campania a ajuns și la Deva, iar evenimentul a fost organizat la Sala Sporturilor, care a fost arhiplină. Important în această campanie este că în fața sutelor de adolescenți din întreg județul care au participat astăzi la prezentarea campaniei Fără bariere, tot adevărul despre droguri, au fost tineri care au fost consumatori, dar care au reușit să renunțe la acest viciu care poate ucide. Ei și-au spus povestea fără bariere. Am început să consum, îi spun, dacă vreau să le las. Și pur și simplu n-am putut să le las și acolo se ajunge. Așadar, plecat în străinătate, vreau să fac un semn, nu știu, viitor fain, să cumpăr o mașină, am locuit în Elveția 5 ani de zile, să-mi fac o prietenă, să-mi ajung familia și toate acele lucruri, dar, fără să-mi dau seama, realmente n-am prins în această dependență și am început să consum tot mai multe droguri. Familia nu știa acest lucru și era cumva viața mea secretă, pentru că, pur și simplu, tot ceea ce făceam era să mă droghez. Nu mai vreau să fac lucrul ăsta, pur și simplu, pentru că vedeam tot ce se întâmplă, vedeam rezultatul, vedeam că începea să am depresie, anxietate și toate stările astea nasoale. Nu există scăpare. Dacă persistăm în consum, pur și simplu, finalul este același pentru toți, pentru că, după cum am zis, din experiența mea, am mulți prieteni și prietenii cu care am început eu să consum, chiar și astăzi, sunt dependenți. Așadar, n-am știut în ce mă bag, nu am știut că există o plată foarte mare de plătit. Credeam că partea faină tot timpul va fi acolo. Credeam că nu va dispărea niciodată plăcerea, distracția și așa mai departe. Dar, cum am zis, cu toleranța, droguri puternice, după aproximativ 2 ani de zile de dependență, credeam că se întâmplă lucruri ciudate în ființa mea, într-un minte am jucat feste, nu mai știam ce zi era. Relația cu familia era tot mai rece și cumva i-am îndepărtat. Totodată a fost lansată și prima versiune a platformei www.fărăbariere.ro, un hub în care se găsesc resurse și informații esențiale, sfaturi și povești ale foștilor consumatori de droguri. Mai multe detalii și informații despre această campanie aflați luni 29 aprilie de la ora 7 la emisiunea Dale Dimineții, prezentată de Ioana Pop.